Schimbare la cerința primarului. Edilul Iașului Mihai Chirica se implică direct la echipa de fotbal după rezultatele dezastruoase din ultima perioadă. L-a destituit pe Andrei Cristea din funcția de antrenor. Cristea va reveni la calitatea de jucător chiar dacă în luna mai împlinește 37 de ani. Cariera de antrenor a lui Andrei Cristea s-a terminat după doar 3 meciuri pe banca Ieșenilor. Au fost 3 înfrângeri, 2 în campionat și una în Cupa României. Moldovenii au încasat 8 goluri și au marcat doar 2. Situația dezastruoasă a echipei l-a enervat pe primarul Mihai Chirica. Primul care a plătit a fost Andrei Cristea. Acesta nu pleacă însă de tot de la Iași. Va rămâne în continuare jucătorul echipei. Considerăm că Andrei Cristea este mult mai util în teren. Avem nevoie de un jucător ca și el să marcheze goluri. Și președintele Ciprian Paraschiva a fost sancționat cu 10% din salariu pe următoarele 3 luni. În plus, Paraschiva a fost chemat și la renegocierea salariului. Nu este singura problemă pe care o are acum Andrei Cristea. Radu Petrescu a scris în raportul întocmit după meciul Poli-Iași-FC Voluntari că a fost insultat de antrenorul moldovenilor. Mai bine murai la operație și Petrescu le fugi la vestiar, băi, infractorule, i-ar fi transmis Cristea arbitrului. În 2018, Petrescu a suferit o operație pe creier pentru îndepărtarea unei tumori. Prin urmare, de ce să se certe el cu arbitrii? De ce să se pună în bătaia reflectoarelor din altă perspectivă decât cea de jucător? El trebuie să stea pe teren și să-și ducă mai departe cariera de fotbalist.